la diferite niveluri sunt entități. Există entități de vibrație joasă, există entități de vibrație înaltă, dar paleta asta de vibrație toată este a lui Dumnezeu, de la întuneric până la lumină. Bun, curățarea pereților. Simplu, să zic, orice curățare de pereți, orice de camere, orice exorcizare. Mai nou, acum am întrebări de la copii de genul. Există case pântuite, că văd Scooby-Doo și, mă rog, tot felul de cu fantome. Unde există fantome. Există morți care se plimbă. Nu există vampiri. Deci, în zonă, în întrebări, poate să-mi pun un copil de 5 ani. Asta, da, există vampiri. Și e adevărat că mănâncă sânge. Da. Nu mai avem alba ca zăpadă, cu vrăjitoarea, cu mărul. Avem vampiri. Bun. Deci, toate, inclusiv curățările și exorcizările de case, încep la fel. Da? Șucurei pe pereți. Tavan, odea. Sehechi, pereți, tavan, odea. Dai cum e în mijlocul camerei. Hart, în mijlocul camerei. Ram, colțuri. Zona, colțuri. Da? Pot să mai aduc flacă de argintiu. Deci, aprind niște lumânărele în colțurile camerei. Și acolo invoc flacăra de argintiu violetă lui Saint-Germain. Da? Și asta o imaginez cum crește până când umple toată camera. De ce deschid? Când fac sehechi pe pereți, deschid special ca să plece entitățile. Vă dau un exemplu. N-ai voie să rănești nici măcar spiritele malefice. Că sunt spirite malefice, sunt spirite supărate, sunt demoni. Prima oară, negociezi. Adică, li se spune care este voia lui Dumnezeu, domnule, e timpul să pleci, să vezi de care ta la ora. De-abia după aia, dacă nu se supun, ai voie să. Pentru că folosirea simbolului Karuna, de exemplu, când folosești zona Hal și Rama, înseamnă că deja ai invocat entitățile la nivelul arhanghelilor, care atacă direct. Eu nu stau să se gândească să stea de vorbă cu ăla. Eu nu sunt mediatori. Când a zis Rama, a venit soldatul, hați, căpătâna jos. Exorcizările sau curățările astea de casă se fac în post negru. Pentru că altfel nu au putere ție respective și șofură și voi. Dar de obicei eu, la curățări de casă, la mă rog, case mai speciale așa, trimit oameni care știu și sunt pregătiți. Adică au niște ani în spate de experiență. Pentru că, mă rog, acolo întâlnesc și alte chestii care nu sunt foarte drăguțe. Da, acum e vorba de casa voastră. De ce vine. Și vreau să mai spun ceva. În fiecare familie a murit cineva. Oamenii respectiv nu întotdeauna au fost pregătiți să moară. Și atunci, mulți dintre ei, să știți că le îngăduie Dumnezeu să rămână ca îngeri păzitori ai familiei respective. Deci rămân pe lângă familie. Și atunci încep. Și oamenii se sperie. Așa sunt aia care îți mai dărână o carte din bibliotecă, îți mai mută lucrurile. Dar ei, de fapt, ce vor? Să-ți demonstreze, bă, vezi că e ceva pe partea elaltă. Ai grijă să nu faci ca mine. Așa au voie. Deci, prin orice mijloc, mă rog, sunt totuși niște mijloace îngăduite și trebuie să vă îndrume pe care v-ați spiritualul. Și atunci ei nu se pricep la foarte mult și încep să facă gesturi pe care făcea altă dată. Să... Adică, la un moment dat, un coleg de-al meu de facultate avea două cățeluși și două brăguțe. Și a murit fratele meu. Și blocat. De ce? Cățelușele dormeau pe o canapea. Când îl iubeau foarte mult pe frate. Când era frate acasă și stătea pe canapea, cățelușele dormeau de-a lungul. Lângă el. Când nu era acasă, cățelușele dormeau pe latul.
după ce a murit vreo 40 de zile, ele au dormit de-a lungul tot timpul. Ca și cum cineva era bat. Câinii, animalele, sunt foarte sensibile la spiritele morților. Moare tatăl unui amic de-al meu. Și nu-l cunoscusem, dar el e un foarte bun maestru de-al meu. Și întâmplarea face că eu am fost aproape de el când am murit taică-s. Și era și mic pe vremea și nu întâlnise nici moartea, nici o întreagă poveste la 20 ceva de ani să-ți moară cineva apropiat, e, nu e așa ușor. Eu eram mai trecut prin asta, așa că am fost lângă el. După ce am murit taică-s-o, ne-am trezit cu el în casă, la mai. Ei, câinele meu, ăla din care știți voi în cartea de Reiki, deci a stat 40 de zile drepți în fața bibliotecii. Îl păzea? Da, pentru că el stătea lângă mine, că mai avea el niște plăți de făcut și atunci îl ajutam și eu și fiul, că nu-și pătise tot la prins moartea nepregătit. Și în alea 40 de zile, are sal meu, deci nu vă, deci niciodată n-a stat în șez atât de frumos. Deci statuie, zici că e o statuie de aia egipteană. 40 de zile. Și îi spuneam, pleacă de acolo. Se ducea, mânca, se așeza în acea joc. Se ducea, mânca, se așeza în acea joc. Are sensibilitatea asta la spiritele morților. Și trebuie să învățați să fiți atenți la treburile astea. Nu să vă speriați. Morții sunt spirite care au trăit. Vreți, nu vreți, va trebui să vă obișnuiți și cu ideea de moarte. Vreți, nu vreți, rechiul transcende și moarte. O să aveți nevoie și o să puteți să accesați energie și pe partea cealaltă. O să țin cursul și pe partea cealaltă. Pentru cei care nu reușesc să asimileze în viața asta, o să am o sală mare după care. Și mă gândesc că îmi place sala asta. Cred că imaginez o sală de genul ăsta, mai că nu-mi pun oglinzi decât într-o singură parte, adică și pun tablouri pe toate părțile. Tot așa cu camere. Poftim? Tot așa cu camere de la vedere? Dacă ar putea să transmită direct pe pământ, da. Mă rog, vedem dacă o să avem tehnologie. Să transmitem direct de pe lumea aia la altă. Ar fi o idee. Să lucrăm la chestia asta. Bun. Deci curățarea camerei. E foarte important să vă faceți. Bun. Energizarea apei. Am un pahar. Da. Mai am un pic, dar nu-i problemă. Simplu fapt de a ține pe palme, îi schimbă structura. Deci, nimic nu vă împiedică să studiați. Nimic nu vă împiedică să vedeți efectele Reiki-ului. Efectele Reiki-ului asupra. De exemplu, urmează Sfântul Andrei, da? Da. Bun. De Sfântul Andrei, faceți următorul experiment. Luați grâu, cantități egale, pan, și puneți la încolțit, în vase identice, cu vată identică, cu apă identică. Sau, la una folosiți apa energizată, la una apă de la robinet. Și vedeți efectele. Deci nimic nu, cum să vă zic eu, nimic nu poate să vă schimbe credința, să știți că vine din experimentare și din cunoaștere. Toată lumea bate moneda pe credința apostolilor. Bă, dar apostolii ăștia au stat 3 ani jumate lângă Mântuitorul. Zi de zi au fost acolo. Păi gândiți-vă, simplu fapt că stai lângă Mântuitorul 24 de ore din 24, că mănânci cu El, că stai de vorbă cu El, că te rogi cu El, ce produce la nivel de structuri? Schimbă tot la nivel de structuri. În cine acea de taină, tot stăteau în sufletul lui, în toate energiile lui, nu s-au împărtășit de toate energiile lui. Nu-ți schimbă tot în tine. Ba da. Clar. Și atunci, ei au avut posibilitatea. Ei au fost la o școală. O școală care a durat 3 ani jumate. În care au învățat să înțeleagă textele sfinte, au învățat tainele Duhurilor. Exemplu.
zice